Hei, salut! Numele meu este Elena și urmează un nou video. Hei, bună! Ce faceți? Îmi cer scuze pentru absența din luna asta, pentru că au trecut deja 2 săptămâni și nu am mai postat nimic, dar am revenit în forță și în formă. Astăzi o să facem un video în care eu o să vă dau câteva sfaturi pentru toți cei care sunteți părinți, care eu la rândul meu, sunt câteva sfaturi pe care dacă voi vreți să urmați și dacă nu, nu. Adică eu nu sunt nimeni ca să vă dau vouă sfaturi, dar din experiența mea personală și de când eram copil, dar și acum de cum sunt părinte, am zis că să vă dau câteva idei și sfaturi ca să fiți un părinte mai bun, zic eu. Așa că să-i dăm drum. În primul și în primul rând, noi mi-am dat seama că suntem un exemplu pentru copiii noștri. Așa că fiți și voi un exemplu, în sensul că, spre exemplu, dacă copilul vostru vă vede că voi faceți sport, vă asigur că chiar de mic, spre exemplu în cazul meu cum este Cezare, mă vede că fac câteva exerciții și el mișcă piciorușile și mâinile exact în același mod în care le mișc eu. Deci noi suntem un exemplu pentru ei, nu numai în chestia asta, suntem un exemplu pentru ei și în limbajul nostru, suntem un exemplu pentru ei și în ceea ce mâncăm, așa că noi chiar, ei chiar ne copiază pe noi, ei chiar fac exact aceleași lucruri. Așa că fiți un exemplu bun. Vedeți, eu vorbesc, el mă copiază, vorbește. Da, mai. Alt sfat. Joacă-te cu copilul tău. Știu că... Al doilea sfat este să te joci cu copilul tău. Știu că pare absurd și zici, ei bine, păi copilul meu este mic. Basta, Cezare. Al doilea sfat este joacă-te cu copilul tău. Știu că pare absurd. Sfatul important... Este să te joci cu copilul tău. Știu că pare o chestie care zice, păi copilul meu are doar, nu știu, 9 luni, dar este foarte important să faceți jocuri în baza vârstei lor. Deci este foarte, foarte important pentru că așa se creează un raport foarte, foarte frumos și învățați și voi cum să jucați cu copilul vostru și copilul vostru cum să joace cu voi. Este foarte, foarte important. Alt sfatul este... Pentru atunci când aveți copii puțin mai mari, este să vă țineți de cuvânt. Vai, Doamne! Este, cred că, un lucru care urăsc când părinții nu se țin de cuvânt. Deci dacă nimeni nu te pune să promiți ceva copilului tău, ok? Dar dacă tu ai promis ceva copilului tău, țineți cuvântul, menține-l. Pentru că altfel copilul tău va fi foarte, foarte, foarte supărat și se va simți frustrat. Adică, uite, tata și mama mi-a promis lucrul ăla ca să nu știu ce și nu, până la urmă eu m-am ținut de cuvânt, dar ei nu. Deci este foarte, foarte, foarte urât. Așa că țineți-vă de cuvânt atunci când faceți o promisiune. Pentru că copiii voștri nu vă cere nimic. Sunteți voi cei care faceți promisiunea. La fel chiar și cu adulții. Deci nimeni nu știe să face o promisiune, dar dacă ai făcut-o, ține-te de cuvânt. Alt sfatul este... Tot așa când copiii nu sunt foarte, foarte mici, este să nu-l criticați. Adică nu vă criticați copiii în manieră obsesivă. Tu ai că nu-i bine cum ai făcut întotdeauna, deci dacă un copil face un lucru, aia nu-i bine așa, că mi-e bine așa, că mi-e bine așa. Și mama, dacă tu te uiți la video ăsta, tu ai tendința să critici cam tot timpul, pentru că tu vrei ca lucrurile să fie făcute cum vrei tu, dar nu este așa. În fine. Deci nu vă criticați copiii, adică lăsați-i să facă și greșeli, fără să-i criticați, încercați să-i dați un sfat bun și încercați să acceptați metoda lor de a face lucrurile. Pentru că altfel devine frustrant. Asta e adevărul. Alt sfat este să fiți fermi, dar fără să dominați copiii. Adică voi trebuie ca să vă ascultați copiii, trebuie ca să le acordați atenție, trebuie tot, dar când, spre exemplu, trebuie să îți spuneți nu, să fiți ferm pe acel, nu că, lasă că mama a zis nu, dar tata zice da, sau, păi nu că, nu, deci nu întotdeauna trebuie să spuneți nu la tot, dar când ați spus nu sau când ați spus un lucru, ca copilul să înțeleagă că bine, suntem prieteni și tot, dar oricum mama și tata, dacă au zis nu sau dacă mi-a zis să fac un lucru, trebuie să-l fac. Asta este foarte, foarte important, dar fără să îi dominați, adică fără să fiți obsesivi. Nu, chestia asta este foarte, foarte urâtă și vă spun ca fiică sau vă spun și ca... Deci nu am să vreau niciodată să fiu așa cu copilul meu. Nu știu încă cum o să fiu când el va fi mai mare, dar am să încerc să fiu cea mai bună mamă, să zicem așa. Alt sfat este să acordați atenție partenerului de cuplu. Adică să acordați atenție soțului vostru, pentru că nu este de ajuns pentru copiii voștri să fiți o mamă sau un tată bun, ci trebuie să fiți foarte respectuoși și foarte iubitori și cu mama sau tata
lui, așa că încercați să fiți de acord cu partenerul vostru, încercați să vă iubiți și încercați să transmiteți dragoste și pace și armonie în casă. Altfel este foarte, foarte dur pentru copii. Vă spun, este frustrant. În cadru și fiul meu, așa că să dăm drumul mai departe. Alt sfat foarte important este să nu compensați prin cadouri orice ar face copilul vostru sau lipsa timpului pe care l-ați petrecut, pe care nu l-ați petrecut cu el. Adică, nu este că, vai, învață bine la școală că îți cumpăr nu știu ce sau, ok, hai te rog faia că îți dau nu știu ce. Nu. Este clar că este frumos să faceți cadouri copiilor voștri, să nu le lipsească nimic, dar nu orice acțiune pe care o face copilul vostru, voi să o compensați printr-un cadou. Nu! Și nu este frumos nici ca, lasă că nu petrec timp cu el, nu mă joc, dar aduc o mașină sau aduc un telefon sau... Nu, este foarte, foarte urât, vă spun sincer. Este foarte urât. Pentru că copiii voștri și copiii noștri or să-și aducă de aminte de timpul petrecut împreună și de clipele frumoase, niciodată de, știi, când eu aveam 5 ani sau 6 ani, mama mi-a cumpărat mașină. Nu, deci nu o să-și aduc aminte de asta, dar probabil să zic, când eu aveam 5 sau 6 ani, când am fost la mare, m-am distrat cu mama că am intrat sau cu tata și... Înțelegeți? Deci amintirile astea sunt mai importante decât orice cadou din mine. Da, mami, zici și tu. Alt sfat este ca niciodată să nu vă băgați atunci când copilul vostru se ceartă cu frații sau cu prietenii sau cu verișorul lui. Nu trebuie să vă băgați, ei își rezolvă problemele între ei și eu vă spun că eu cu vorbul meu, pentru că n-am avut frați până acum 10 ani și după aia eram prea mare ca să mă cer cu el, eu cu vorbul meu ne-am certat și ne-am bătut ca orbii. Dar niciodată părinții noștri nu s-au băgat între noi să ne zică, să ne... Nu, noi întotdeauna am rezolvat problemele noi, de la noi, chiar dacă ne băteam, ne mușcam, făceam multe lucruri, dar întotdeauna ne-am rezolvat probleme între așa că nu vă băgați, lăsați ca copiii să își rezolve problemele singuri și nu numai, încercați să nu vă băgați, adică, pentru că după aia intervin foarte, probabil intervin discuții și cu părinții și așa, deci nu vă băgați, doi copii se ceartă, ok, cum se ceartă așa rezolvă și problemele. O secundă. Mami. Alt sfat este să nu te descarci pe copii. Adică, dacă tu ai probleme, este foarte, foarte urât ca tu să te descarci pe copiii tăi. Adică, ca problemele tale să te descarci pe ei și ca ei să simtă chestia asta. Este foarte urât. Deci, dacă tu ai o problemă, încearcă să nu o descarci pe ei, încearcă să fii liniștit și încearcă să îți rezolvi problema singură sau singur. Pentru că altfel devine foarte, foarte greu și pentru ei. Da, mami. Și ultimul lucru care cred că este un despre care v-am mai vorbit și despre care eu v-am spus că am învățat foarte mult este să ai răbdare. Adică, noi de când avem copii, nu avem răbdare, pentru că odată ce s-a născut, zice, de-abia aștept să iasă dintre. După ce a ieșit dintre apa, de-abia aștept să vorbească. După ce vorbește apa, de-abia aștept să umble. Și tot așa mai departe. Și nu numai. Aveți și răbdare când ei sunt mai mari, pentru că ei se exprimă cu timpul lor, fac lucrurile cu timpul lor. Deci ei nu pot să fie... Da, mami. Ei nu pot să fie cum suntem noi, pentru că fiecare are caracterul lui și răbdarea este foarte, foarte importantă. Așa că asta vă sfătuiesc. Vedeți, spre exemplu, eu acum am răbdare să-l țin în brate și să îi aud vocea asta minunată pe video-ul meu, dar am răbdare, adică asta este. Am un copil și trebuie să mă adaptez și eu lui, dar și el mie. Da, mami. Și mai ales el, când vede că eu vorbesc, întotdeauna și el. Asta e. Așa că, dragile și dragii mei, sper că acest video să vă fie plăcut. Da, mami. Sper că acest video să vă fie plăcut. Nu uitați să dați un like, nu uitați să mergeți și pe Instagram, Ioana Anca Enem, dacă vreți să vedeți mai multe lucruri din viața noastră, mai ales din viața noastră. Pentru că soțul meu este un pic mai retras, așa, adică lui îi place și nu ca să fie filmat și fotografiat, așa că eu câteodată când vine fotografie și fac că nu... În sensul că nu e el foarte social, să zicem așa. Vă mulțumesc pentru toți care v-ați înscris la canal. Suntem deja un număr destul de ok, să zicem așa. Sper să creștem tot mai mult. Ne vedem săptămâna viitoare cu un alt video și probabil că o să fie și acest domnișor, pentru că aș vrea să fac și videouri în care o să vă vorbesc cam cum ne mai este, cum crește și așa mai departe. Nu uitați și de blog, viatayoane01.glospa.com și vă pup! Pa!